În declarația de avere și interese personale depusă recent, liderul PCRM Vladimir Voronin a indicat 10 conturi bancare, 7 terenuri, 2 case de locuit, un garaj și un apartament. În anul 2021, Vladimir Voronin a ridicat un salariu de deputat de peste 46.000 de lei, în timp ce pensia sa a depășit 175.000 de lei, notează jurnaliștii de la Agora.md. Totodată, familia Voronin a obținut anul trecut dobânzi în valoare de peste 56.000 de lei la 2 bănci moldovenești. Pe cele 10 conturi bancare indicate în declarație, familia Voronin deține peste 1,2 milioane de lei, mai mult de 17,5 mii de euro și 7,42 de dolari. Vladimir Voronin are un autoturism în valoare de 10 mii de euro, precum și un ceas de lux a cărui valoare indicată în declarație este de peste 117 mii de lei, mai notează Agora.md. Acesta ar fi fost primit drept donație. Potrivit declarației de avere și interese personale, familia Voronin deține o casă de locuit de 122,6 metri pătrați, obținută în anul 2008 drept moștenire. Valoarea indicată este de 31,2000 de lei. O altă casă de locuit indicată în declarație are 50,7 metri pătrați. Apartamentul deținut de familia Voronin are 232,7 metri pătrați. Acesta ar fi fost obținut în anul 1989 în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Prețul acestuia este estimat la peste 1,8 milioane de lei.